Paracrisul Sfântului Ierarh Nicolae de la demisorul Catedralei, acoperământul Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbul, și-a serbat luni 6 decembrie 2021 hramul. Programul liturgic a început cu slujba acatistului. O prea bunule Părinte Nicolae, păstorul, învățătorul celor cealaltă, cu fervință către a ta folosire și cu ferminte rugătoare te cheamă pe tine să vii și de grava de ajuta, izvăvește turma lui Hristos de lupii cei ce răpesc pe ea. Toate părții creștinești le îngrădește, le păzește prin Sfintele tale rugăciuni de gluncevi lumești. De cutremur de venire altor neamuri de robii, de războci între noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală, de moarte gramnică, precum ai menit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei, de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă mirește și pe mine, cu mintea, cu cuvântul, cu lucru, sunt într-o întunere cu păcatul, ce mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic, ca prin solirea ta cu ajutorul, cu mila, cu harul lui Hristos, Dumnezeu să-mi dea viață vină, fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta, de partea stării, de-a stânga și să mă izbăvesc. Și în partea de-a dreapta, împreună cu toți Sfinții, să mă învrednicesc. În continuare, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, împreună cu un sobor de preoți de pe ambele maluri ale Prutului. Numeroși credincioși s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de către un grup de absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. Slujbe a fost ținută de către Părintele Dumitru a Petrii de la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din satul Botoșănița Mică, comuna Grămeș, protopopiatul Rădăuți, județul Suceava. Și Sfântul Nicolae, iubitor de Maica Domnului, dăruiește acest loc prin Iarhi Hadâmbu Maicii Domnului. Pentru că Iarhi Hadâmbu pe acest loc Dumnezeu se ridică biserică în cinstea Maicii Domnului și cu siguranță Sfântul era Nicolae, s-a bucurat cu Duhul, pentru că Maica Domnului străjuiește acest loc unde el mai înainte a fost stăpânit.
Și toate bunul Dumnezeu le priește cu mintea omenească, nu poate să înțeleagă. A fost aici Sfântul Nicolae, a fost Maica Domnului, dar stăpânirea acestei lumi, ca și în vremea păgânătății, putem spune, a pustuit acest loc, l-a închis oamenii cei răi, răuvoitori, lăsând-o pe Măicuța Domnului închisă, zăvorâtă în acea bisericuță pe care o vedem și astăzi. Dar, cum vă spuneam, Dumnezeu toate le rânduiește, pentru că în timp și în afara timpului pregătește un suflet din sufletul Maicii Domnului, căruia îi dă numele Nicolae la naștere, și pe care îl înzestrează ca pe Sfântul Nicolae cu răbdare, cu smerenie, cu milostenie, și îl aduce în dealul mare, în zorii tinereții, ca să o găsească pe Măicuța Domnului. A găsit-o părăsită, a găsit-o luminoasă la chip, a găsit-o așteptându-l de an și an, pentru că acesta este Părintele nostru Stareț, care vine din Voievodul Ștefan, din dulcea și frumoasa Bucovina, vine în acest loc să o caute pe Măicuța Domnului. Dacă în acest loc a fost Sfântul Ierarh Nicolae, să se îmbrace în haina Sfântului Nicolae, cum spune și troparul Sfântului, chip al plândiților, și Părintele a câștigat cu sărăcia pe cele bogate și cu smerenia pe cele înalte și bomnicești. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit tuturor pentru că s-au rugat împreună în ziua cinstirii primului ocrotitor al mănăstirii Hadâmbu. Dumnezeu ne-a blagoslovit și ne-a îndrumat să punem hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Atât timp cât a fost 189 de ani la monumentul istoric hramul Sfântul Ierarh Nicolae, iată că acum îl cinstim. În paraclisul noii biserici, unde cinstim și cum se cuvine către toți credincioșii, pelerinii care îndrăgesc mult această Sfântă Mănăstire din dealul mare, a preacurat imagini lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc părinților mei Dumnezeu să ierte și nașilor mei de botez că a găsit de cuvință să mă facă vrednic pe mine, vrednicul de acest mare sfânt nume Sfânt Ierarh Nicolae. Și apoi urmând la botul monahal, să primesc al doilea nume, să spunem în cinul monahal, al doilea botez, Sfântul Preacuvios Sfântul Nicodim, cel sfințit la Chisman. Nu puțin sunt cei care poartă numele Sfântului Ierarh Nicolae. Întâlnim deseori în Dulcea Bucovină, în Moldova, și în alte zone ale țării noastre, foarte mulți care poartă numele Sfântul Ierarh Nicolae. Așa că rugăm pe Sfântul Ierarh Nicolae, cel mult milostiv, și mă bucur, nu știu cum să vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi aici, să vă bucurați împreună cu noi, slujitorii. Mulțumesc în final, pe părinților slujitori. Pelerinii au primit la ieșirea din Sfântul Locaș un pahar cu vin, fructe și dulciuri. Amintim că paraclisul de iarnă al așezării monahale din dealul mare mai are ca ocrotitor pe Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana. Acesta a fost sfințit în anul 2005 cu binecuvântarea prefericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, pe atunci vicar administrativ al eparhiei Iașilor. Aici sunt adăpostite, într-o raclă, fragmente din moaștele mai multor sfinți ai Bisericii Ortodoxe.